slabă, dragii noștri, ne bucurăm că ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem într-o altă frumoasă duminică de iarnă, de apădusă, cam păgătace, sperăm noi, afară e frumos, cel puțin aici la Arad, sperăm să fie frumos și în țară, acolo unde suntem recepționați și dacă nu este frumos afară, cel puțin dorim să facem frumos în sufletele dumneavoastră, în casele dumneavoastră și sunt convins că vom reuși acest lucru, mulțumită invitațiilor de astăzi și le mulțumesc în primul rând celor două doamne domnișoare sau amândouă domnișoare. Le salut și le mulțumesc pentru prezență. Simona Brișcan de la Bihor. Bine ai venit, Simona. Bună ziua și bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că nu m-ați uitat și că ați dorit să mă aveți prezentă în emisiunea dumneavoastră pentru telespectatorii VSTV Regional. Plăcerea este de partea noastră. După cum vedeți, dragii noștri telespectatori, Simona Brișcan îmbracă un costum așa între popular și un fel de etno, nu? Sau cam așa ceva. Da, am abordat și genul etno, și blues, și reggae. Am încercat să alternez puțin genurile și am observat că am reușit să pătrund în sufletele oamenilor și cu aceste genuri de muzică. Selecția o face publicul, spectator și telespectator. Sunt convins așa că este. I-ai convins și pe ei că ceea ce faci, faci bine. De asemenea, îi mulțumim foarte mult bunii noastre prietene, mai tânăra, dar numai puțin talentată, Oana Florina Stana. Bună ziua și bine v-am regăsit. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru invitație și să urez tuturor o duminică plăcută și sper să ajungem la sufletele tuturor telespectatorilor. Oana Florina Stana, pentru cine nu știe încă domnișoară, pentru că în acest an, în luna august, se va întâmpla un eveniment fericit în viața ei, va deveni soție, va întemeia o familie, să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun, să aveți parte de zile frumoase împreună, soțul tău te însoțește, da. Este aici cu tine, îți ține pumnii, să n-ai emoții. Da. De asemenea, este alături de noi, și-au ocupat deja locurile în platou, parte din ei, parte până culise. Este vorba de ansamblul Apăteana din Apateu, instruiți de Radu Botaș. O să aveți ocazia să-i vedeți în toată splendoarea lor. Sunt tineri frumoși, bine îmbrăcați, iată e o parte dintre ei, așa cum spuneam. Și le mulțumesc și lor și celor care îi însoțesc pentru prezența în această frumoasă duminică în emisiunea Hora Mare la VSTV Regional. Avem deja un prim telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua, domnul Ion! Domnul Ion, sunt Angela din Michelaca și am dorit să intru în emisiune pentru că e scumpa și prietena mea bagă de ca și copilul meu, Oana. Îi salut și vă salut pe toți din platou. Și doamna Brișcan, îmi place și de dânsa, și să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea și la ansamblu și pentru toți care sunt în platou. Și acum vreau să fac niște dedicații, în primul rând pentru Oana, că am înțeles că va fi nunta în august, să-i dea Dumnezeu tot ce își dorește și ei și la soțul ei, Mihai, tot binele din lume și tot absolut să-i se împlinească. Mulțumesc frumos! Te pup, Oana, draga mea. Și vreau ca să fac dedicații că vinerea trecută, în data de 5, fetița mea a împlinit 30 de ani. Băiatul meu ieri a împlinit 37 de ani. Și vreau ca să le urez multă sănătate, bucurii și tot ce își doresc ei să le se împlinească. Și vreau să dedic și pentru ceilalți 5 copii ai mei, total am emoții acum, pentru Sorin, Ramona și Claudiu, care toți sunt plecați din țară. Le doresc multă sănătate, îi iubesc și să îi ajute Dumnezeu în tot ce își doresc să se împlinească. Doresc pentru colegele noastre și prietenele de cele care ne uităm la emisiunile dumneavoastră, la doamna Cathy Herlo, doamna Elena Drăgoi, care e un picuț bolnavă și în data de 4 a fost ziua dânsei, îi doresc la mulți ani încă o dată, la Maria Popovici, la doamna Lenuța Tudor
și la toți cei care mă cunosc, multă sănătate și dumneavoastră în primul rând. O săptămână binecuvântată vă doresc. La revedere! Mulțumim tare mult, să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră și tuturor celor pe care i-ați pomenit aici. Pornim la drum, înainte însă o rog pe Oana, pentru că ea va deschide programul muzical al zilei de astăzi, să ne spui, Oana, câteva vorbe, câteva cuvinte, să dedici piesele tale cui dorești. Știu că părinții tăi sunt ochi și urechi acum în fața televizoarelor, sunt convins că vrei să le faci dedicații. Da, în primul rând părinților mei care ne urmăresc, surorii mele Larisa care ne urmărește din și Germania, ea pe internet și alături de viitorul ei soț, că și anul ăsta se căsătorește în octombrie. Te-o lăsat pe tine, ea e mai mare, nu? Da. Din câte știu, și te-o lăsat pe tine înainte. Da, cu o lună și un pic. Așa, părinților lui Mihai, Ioan și Maria din Zalău, nănașilor mei, bineînțeles, jumătatea aici, Simona și familiei Brișcan, familia Hac, Doina și Toni, așa, bunicii mele care se uită și acum de la Pateu, Florica. De aia a dus-o dansatorii de la Pateu astăzi da. În emisiune. Foarte frumos. Și le mulțumesc că au venit. Așa, familiei Gliga, Ioana și Sergiu Gherghe și tuturor care ne ascultă. Mai ai timp să-ți mai amintești în timpul emisiunii ca să mai faci dedicații și mai târziu. Da. Bine, te rugăm să te pregătești pentru primele tale două piese. Între timp aș vrea să fac și o dedicație pentru un tânăr de la Căprioara, din Comuna Săvârșin, Claudiu Bănătan, astăzi împlinește 28 de ani. Din partea părinților, din partea prietenilor, a fratelui, a prietenilor, a tuturor celor cunoscuți, multă, multă sănătate, bucurie, împliniri, succes în tot ceea ce face. Să-ți dea Dumnezeu o nevastă frumoasă, să ce gândești să censori, că la 28 de ani, dacă nu censori până la 30, după aceea censoară babile. Așa că, din partea noastră, de ziua ta, un dar muzical, două frumoase piese de Bihor, cred, cu Oana Florina Stana. Să o ascultăm! Ce faloșe, la 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 lucrători, la 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 și are mândri feciori, la 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 Haideși, Doamne, vița mea, că sunt cinci ca vie. Haideși, Doamne, neamul meu, cu care mă mândresc eu. Și subțerele, la 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 mor feciorii după ele, la 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 la. Haideși, Doamne, vița mea, că sunt cinci ca vie. Haideși, Doamne, neamul meu, cu care mă mândresc eu.
satul. Na la 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 la. Haideți, domne, vița mea, că sunt cincica vie. Haideți, domne, neamul meu, cu tărie mă mândresc eu. Eu-s de napacheu, la 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 la. Și de rău de m-ar vorbi, tăt mai mândru aș hori, tăt mai mândru aș hori, la 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 la. Haideși, domne, vița mea, că sunt cincica vie. Haideși, domne, neamul meu, cu tărie mă mândresc eu. Mulțumim, Oana, pentru aceste două piese minunate pe care le dăruim din suflet tuturor telespectatorilor noștri, iubitorilor de muzică din Bihor, dar nu numai lor. Muzica de Bihor este o muzică frumoasă, jocurile din Bihor la fel, așa că sunt convins că sunt pe placul tuturor telespectatorilor noștri, iubitori de folclor în general. Avem un telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Să trăiești, Bagiane, numai bine! Să trăiți sănătate, numai bine! Vă doresc o duminică plăcută de înainte. Asemenea și dumneavoastră, vă ascultăm. Cu permisiunea dumneavoastră, vreau să spun că sunt fan al Oana. Îi doresc sănătate și casnicie frumoasă și casă de piatră. Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Și cu permisiunea dumneavoastră câteva dedicații. Pentru prietenul meu Butunoi. Grăbiți un pic, grăbiți un pic. Că vine pauza de publicitate. Nu mă grăbesc deloc. Pentru Imi Gaspar,
Gabi Herlo, Olaru, Lenuța Tudor, Elena Dragoi, Maria Grosma, Maria Popovici, Tudor Coraș, și pentru prietenile mele de la Vladimirescu, Marioara și Viorica, pentru verișoara mea tot de la Vladimirescu, Sănica, pentru verișoara mea Aurelia din Bujac, pentru centru de zi din Vlaicu, pentru familia Broșbă tot din Vlaicu, pentru toți bujecanii care mă cunosc. Bujecanii mei îmi dau viața pentru ei. Vă mulțumesc foarte mult, o duminică plăcută. Și noi vă mulțumim, să vă dea Dumnezeu sănătate dumneavoastră, soției dumneavoastră, tuturor neamurilor și prietenilor. O să o rog pe Simona, înainte să ne cânte primele trei piese, să vedem dacă le putem da toate până la pauză, dacă nu le întrerupem și continuăm după. Câteva dedicații, Simona? Ca să nu uit pe nimeni, aș vrea să dedic aceste melodii și această emisiune tuturor celor care mă cunosc, tuturor celor care mă îndrăgesc și care ascultă cu plăcere muzica. Finilor tăi din luna august. Viitorilor mei fiind, da, din luna august. Da. Da, te rugăm să te pregătești pentru interpretarea celor trei piese, dragii noștri telespectatori, într-o ținută mai altfel decât cea cu care ne-am obișnuit, Simona Brișcan cu două sau trei piese etno. Să vedem. Să ascultăm.
Thank you.
cât mai e timp, iubește cât mai e timp. Mulțumim frumos, Simona, pentru aceste piese de dragoste. Chiar dacă eu nu cred în ea, în sărbătoarea asta importată de Sfântul Valentin, sunt mulți care o sărbătoresc și dacă o sărbătoresc, haide să le dedicăm piesele tale de dragoste cu mesajul nostru de iubire, să se iubească, să se respecte, să aprecieze unul altuia toate calitățile. Noi, fiind români, avem și noi sărbătoarea noastră a dragostei, Dragobetele, care are foarte multe lucruri interesante, o semnificație deosebită. Probabil că o să revenim în preajma zilei respective și o să discutăm despre această sărbătoare, dar așa cum spuneam, nu suntem împotriva celor care vor să sărbătorească și sărbătoarea Sfântului Valentin. Citeam undeva pe internet o glumă, să zic așa, că în 14 februarie se minte mai mult ca la 1 aprilie. O fi adevărat, oare? Nu știi. Tot ce e posibil. În ziua de azi orice este posibil. Important este că atunci când pleacă din suflet, urarea și cuvintele frumoase sunt primite cu la fel de multă căldură. Da, important este ca acel sentiment să fie sincer, să fie unic, să fie cel mai frumos sentiment și să poată convinge. Da, așa este. Avem un telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua, domnul Ion! Vă ascultăm cu drag! Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate! Și dumneavoastră! Ioana Florina Stana, Casă de Piatră, multă sănătate, bucurie, fericire, realizări pe toate planurile! Să-ți mulțumesc dea Dumnezeu! Frumos. Frumoasă ca de obicei, dansatorilor dumneavoastră, succes, să le dea Dumnezeu multă sănătate și vreau să fac câteva dedicații. În urmă, cu două zile, era și ziua domnului Imi Gașpar de Reșița. Vreau să-i urez încă o dată la mulți ani multă sănătate, cu bucurie, cu fericire. În data de 17, preoteasa Goldiș Catiță, este ziua ei, multă sănătate, la mulți ani vreau să-i doresc. Eu când am fost la serviciu am avut o prietenă foarte bună, a fost, este și va rămâne mereu, Constantin Florica, pe data de 19, împlinește o frumoasă vârstă, de la blocul 10 din Aurel Vlaicu, multă sănătate, bucurie, fericire, alături de fetița ei și de ginere, îi doresc din tot sufletul. Noi ne mai alintam, îi spuneam frumoasa mea, așa că la Oancea Floare, pe data de 20 din Sinicolau Mic, la mulți ani, multă sănătate, cu bucurie. Nu aș vrea să uit colegii noștri de cântec, Stana din Chișinău Criș, doamna Drăgoi, Elena, doamna Tudor, doamna Angela din Michelaca, doamna Cosma,
doamna Popovici Maria, domnul Gruia, multă sănătate, o zi bună, Doamne ajută, Cathy Herlo. Doamna Cathy Herlo, mulțumim tare mult pentru telefon, să vă dea Dumnezeu sănătate, o duminică plăcută în continuare și așa cum spuneam, dacă sunt sigur telespectator și chiar interpreți cu nume de Valentin, Valentina, îmi vine în minte acum numele Valentinei Novac, să-i dea Dumnezeu sănătate, bucurie, împlinire și tot ce mai bun pe lume. Valentin Homescu de la Reșița, un apropiat de acolo, de pe Valea Mureșului, de-al nostru grăitor pe la Radio Reșița. Să urmărim împreună, dragii noștri, un prim moment coreografic susținut de ansamblu Apăteana din Apateu, dar mai întâi aș vrea să fac o dedicație pentru una dintre dansatoare care împlinește în curând 20 de ani, în 28 februarie mai exact. Ea se numește Florina Botaș și este fiica instructorului, din câte am înțeles, dar nu numai din partea părinților ei, ci în mod cu totul special din partea colegilor de ansamblu. La mulți ani, multă, multă sănătate, bucurii, împliniri pe toate planurile și tot ce mai bun pe lume. La mulți ani, Florina, să-ți dea Dumnezeu tot ce mai bun pe lume și să fii cu minte, să-ți asculți părinții și să fie mândri de tine. Și sunt convins că așa este. Ansamblu Apăteana din Apateu.
Am revenit în direct, dragii noștri telespectatori, alături de invitații de astăzi. O să dau citire și câteva mesaje. Bună ziua, mă numesc Sanda, o îmbrățișare doamnei Simona. Vreau să dedic toate melodiile de azi mamei mele și fetelor mele. Bună ziua, aș dori o dedicație cu Simona Brișcan pentru Băltean Petru din comuna Bârzava. Ieri și-a serbat ziua de naștere, multă sănătate, fericire și tot ce își dorește din partea familiei. Felicitări invitațiilor, duminică plăcută, mulțumim tare mult și dumneavoastră la fel. Dedicație pentru Horvat Iuli, atât, scurt și la obiect, nu știm din partea cui, dar Horvat Iuli, ai primit o dedicație din partea unui prieten drag. Dedicație pentru soția mea, cea mai dragă și scumpă, Horvat Iulia. Deci era numai începutul mesajului. Din partea soțului Hus Marin. La mulți ani și multă sănătate pentru nepotul Claudiu Bănătan din Căprioara, din partea mătușii Dorina și unchiului Ioan Tamaș din Săvârșin, vestitul prieten al nostru Tamango. De asemenea, pentru cel mai tare socru, de la cel mai tare ginere, cel mai tare și cel mai mare, probabil, este vorba de prietenul nostru Nelu Barna, să trăiască Nelu la mulți ani, socrul tău, și să-i dea Dumnezeu sănătate, să vă înțelegeți bine, că dacă ce înțelegi bine cu socrii, ai fericire și în casă. La mulți ani, socrul Teo din Arad, din partea lui Nelu Barna, din partea soției lui, adică a fiicei dumneavoastră, și tot ce mai bun pe lume, iar din partea noastră, un dar muzical cu Oana Florina Stana, dar mai întâi o să preluăm un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua, de la Sfânta Ana vă sun! Bună ziua, doamna Maria Cosma, vă ascultăm! Vă doresc multă sănătate dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și aș vrea să fac două dedicații pentru unchiul meu, Giurgiu Traian, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, îi spunem la mulți ani și dorim multă sănătate. Să nu uităm de prietenii noștri, doamna Elena Drăgoi, Lenuța Tudor, Imi, la Imi să-i spunem la mulți ani, că pe data de 12 a împlinit și el o frumoasă vârstă. Îi spuneți la mulți ani alături de întreaga lui familie și de Gruia Victor și toți ceilalți. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, o duminică plăcută. Mulțumim și noi tare mult, o duminică plăcută în continuare și tuturor sântenenilor. Din partea noastră, așa cum spuneam, un dar muzical cu Oana Florina Stana. Frunză verde de cereasă, la 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 la. Noi plecăm după mireasă, la 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 la. Frunză verde de cereasă, la 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 la. Noi plecăm după mireasă, la 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 la. Mireasuță pup de flori, la la la. La 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 la. Așe mândră-i mireasa, la 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 la. Bogătat-o maică-sa, la 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 la. Așe mândră-i mireasa, la 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 la. Bogătat-o maică-sa, la 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 la. Miresuță mândră ești, la la la. M-am uitat roată în casă, la 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 la. Fanii s-ochii la mireasă, la 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 la. M-am uitat roată în casă, la 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 la. Fanii s-ochii la mireasă, la 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 la. Mă uitai roată în cui, la la la. Ochii mirilui, la 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 la.
la 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 la, copiilor sunt frumoși, la 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 la. Dumnezeu vede e bine, la 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 la, să fiți fericiți în lume, la 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 la. Pădurari, dragoste-n e înconjori, la 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 la.
mașină cu nuni, la 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 la. Prioarele, nebună inelele, la 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 la. Șapă că prioarele, nebună inelele, la 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 la. Și noi mai vom trăi până cea din urmă zi, la 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 la. Și noi mai vom trăi până cea din urmă zi, la 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 la. Mulțumim, mulțumim frumos, Oana, pentru aceste piese minunate. Chiar comentam aici cu Simona, îmi place de evoluția ta artistică, îmi place foarte mult cum cânti, vocea ta minunată și toate calitățile tale artistice. Mulțumesc frumos și pe această cale vreau să-i mulțumesc. Acum nu mai ieși înapoi, nu mai ieși înapoi, domnișoară. Maestrului Vasile Rus, pentru frumoasa colaborare. Aceste piese au fost din primul meu album, intitulat Din Arad la Apateu, și va urma câteva piese noi din noul meu album, care tot am colaborat tot cu maestru Vasile Rus și formația Rapsodia. Și mulțumesc! Mulțumim, mulțumim tare mult! Înainte să o ascultăm pe Simona cu următoarele două piese, o să rog pe copii să nu mai vorbească în platou, pentru că suntem în direct, nu înregistrăm. O să-l rog pe instructorul lor, Radu Botaș, pe care l-am rugat să vină și el aici, să ne spună câteva cuvinte. Îi iertăm acum pe copii, că-s pentru la început, face, da. Până când se învață cu televiziunea, trece un timp și în emisiunile în direct, surprizele sunt cele mai absolut. Radu Botaș, mulțumim pentru faptul că ne-ai adus dansatorii aici. Felicitări pentru ceea ce faci. Radu Botaș, dragii noștri telespectatori, este așa ca la fotbal antrenor-jucător. L-am văzut evoluând aici alături de acești tineri minunați, alături de fica sa, chiar cu fica sa joacă. Cum reușești să le împaci pe toate și confecționezi costume populare și instruiești mai multe echipe de dansuri în județ și ce altceva mai faci? Păi am început să instruiesc echipa de dansuri în urmă cu 15 ani, ajungând consilier local în cadrul Consiliului Local Apateu, am simțit nevoia să fac ceva pentru localitatea mea. Și am început să reînnoiesc echipa de dansuri, care, știți și dumneavoastră, după Revoluție s-au uitat, de așa natură au fost vremurile că nu s-a mai ocupat nimeni. Și încet, încet am reușit să își ghebă o echipă de dansuri. Eu fiind croitor de meserie, costumele s-au pierdut, le-am făcut costume, bineînțeles cu sprijinul primăriei, primarului, vicelui primar, Consiliului Local, care au plătit confecționarea costumelor și după 4 ani de activitate am început să ieșim la concursuri, am obținut pe rând locul 1 pe județ, locul 2 și locul 3. Cea mai mare realizare a noastră este în urmă cu 5 ani de zile, unde am fost la Festivalul Internațional de Folclor Dobroce Mândră Grădină, unde am venit cu premiul 3. Felicitări! Mulțumesc și mai am două echipe de dansuri în Șepreuș cu care evoluez de 6 luni și una în Comuna Cermei cu care sunt aproximativ de 2 ani, unde acum le fac costumele și sper să vin și cu amândouă la dumneavoastră în platou. Vă așteptăm cu drag, felicitări încă o dată pentru tot ceea ce faci. Vă mulțumesc și aș vrea să fac câteva dedicații primarului, vicelui primar, Consiliului Local și în special tuturor copiilor pe care îi instruiesc, părinților lor care îi lasă să vină și chiar îi sprijină. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim tare mult, dragii noștri! O să mai citesc și câteva mesaje, o să preluăm și un apel telefonic imediat. Sunt Dorina Morar din Sepreuș și aș dori ca toate melodiile de azi să fie pentru fiul meu Petru și soția Gabi și pentru Bingo din Sepreuș. Vă mulțumesc!
În 10 februarie, Hanta Mihaela din localitatea Sârbi a împlinit o frumoasă vârstă. Tușa Lenuța, verișorul Bogdan, îi urăm la mulți ani cu sănătate alături de familia ei și îi mulțumesc din suflet pentru respectul care îl are față de fratele meu, Tamango, din Săvârșin, fiind tată vitreg pentru tine, dar nu se simte. Acest lucru tu îl iubești și îi spui tot timpul, pentru aceea tu și Lenuța îți mulțumește și îți dedic toată emisiunea de astăzi, te pup cu drag. Te salutăm și noi, îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc la această oră și le oferim în dar următoarele două piese interpretate de Simona Brișcan, dar mai întâi o să preluăm un apel telefonic. Alo, bună ziua! Da, bună ziua, Bacianie! Vă ascultăm! Mă numesc Mărioara Sabo din Ineu și aș vrea ca emisiunea de astăzi să fie dedicație specială pentru ginerele nostru, Giurgiu Cristian Doru din Arad, care pe data de 12 a împlinit o frumoasă vârstă. Soția Moni, fiica Carina, socrii din Ineu, îi dorim la mulți ani multă sănătate și tot ce își dorești în viață să-i se împlinească. Pe data de 22 ziua mea. Să trăiți la mulți ani! Mulțumesc la fel, să fie și pentru mine o dedicație specială. Iar pe data de 28 februarie, scumpa noastră nepotică, Gale Andra, alunelul Prali din Apateu, împlinește o frumoasă vârstă, 5 anișori. Tu și verișoarele, unchiul, îi dorim la mulți ani și bunicii din Somoschești, cioară Ionela și cioară Floare și Ioan, îi dorește multă sănătate și la mulți ani. Emisiuni cât mai frumoase în continuare vă dorim. Mulțumim tare mult, ne bucurăm că ați reușit să intrați în direct cu noi. La mulți ani tuturor sărbătoriților dumneavoastră. De asemenea, îi spun și eu la mulți ani unei alte dansatoare. Ea se numește Ana Maria Stan și pe data de 26 februarie împlinește 13 anișori. Ana Maria, la mulți ani și tot ce-ți dorești pe lume să ți se împlinească. Din partea noastră, un dar muzical cu Simona Brișcan. Dragostea aici în inima mea și nu poate.
venea să mi-o mai ia. Am florit dragostea aici în inima mea. Vreau să o trăiesc doar lângă tine. E jumătatea la care am visat. Și de nu se întâmpla să vii, îți spun că în fiecare zi eu tot pe tine te-aș fi așteptat. O viață am și din iubire vreau să o trăiesc doar lângă tine. E jumătatea la care am visat. Și de nu se întâmpla să vii, spun că în fiecare zi eu tot pe tine te-aș fi așteptat. Și inima și sufletul cu drag eu ți le dăruiesc. În viața asta numai tu mi-ai dat speranță să iubesc. Și inima și sufletul de tine îmi vorbesc mereu. Pe lumea asta ești doar tu, perechea sufletului meu. Și inima și sufletul cu drag eu ți le dăruiesc. În viața asta numai tu mi-ai dat speranță să iubesc. Și inima și sufletul de tine îmi vorbesc mereu. Pe lumea asta ești doar tu, perechea sufletului meu. Eu pot lupta pentru iubire. Eu fără tine nu știu să trăiesc. Și vreau în orice dimineață să mă privești zâmbind în față și să-mi spui din suflet te iubesc. Alături numai lângă tine eu pot lupta pentru iubire. Eu fără tine nu știu să trăiesc. Și vreau în orice dimineață să mă privești zâmbind în față și să-mi spui din suflet te iubesc. Și inima și sufletul cu drag eu ți le dăruiesc. În viața asta numai tu mi-ai dat speranță să iubesc. Și inima și sufletul de tine îmi vorbesc mereu. Pe lumea asta ești doar tu, perechea sufletului meu. Și inima și sufletul drag eu ți le dăruiesc. În viața asta numai tu mi-ai dat speranță să iubesc. Și inima și sufletul de tine îmi vorbesc mereu.
perechea sufletului meu. Am revenit în direct, dragii noștri telespectatori, o să mai dau citire câteva mesaje. La mulți ani și multă sănătate pentru Vasiu Petru din Șimand, care ieri a împlinit o frumoasă vârstă din partea soției Lenuța, fiicei Anca, ginerelui Dan, nepoatei Ana Maria, cumnatei Livia și nu în ultimul rând din partea verișoarei Florica și a unchiului Gheorghe. De la directorul unei bănci, nu pot să spun numele, dedică această emisiune scumpei mătuși Tamaș Dorina din Săvârșin, cu toată dragostea nepotului Bogdan, director la o bancă din Arad. Avem un telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascult! Sunt Mihaela și vreau să fac o dedicație specială pentru fetele mele. Și ce fel de Mihaela? Ce fel de Mihaela? Mihaela Stana sunt. Mihaela Stana din Arad și vreau să fac o dedicație specială pentru Larisa și pentru Ana, fetele noastre, pentru băieții, viitorii gineri, Mihai și Alex. Le doresc casă de piatră. Anul ăsta ne așteaptă două nunți. Nu-i ușor. Nu-i ușor, da. Mami iubește pe toți patru. Vreau să fac încă o dedicație mămicii, soacrei mele, Floarea Zorilii din Apateu, că doar pe ea mai o avem. Eu nu mai am părinți. Surorilor și fraților mei, cumnații mei și nepoții din Arad și din Apateu. Vreau să fac pentru nașii fetelor, familia Hac, Gliga, Gherghe, Vancu și Brișcan, nașii fetelor care vor fi de acum părinților spirituali în august și octombrie, pentru Cuscri de la Moicad, părinții lui Mihai, pentru Cuscri de la Sibiu, părinții lui Alex, pentru toți apătenii, pentru dumneavoastră și pentru toți cei care ne cunosc. Nu în ultimul rând, pentru familia Onchii din Dumbrăvița de Codru, familia Ilieș, Cosmina Vostinar și Mărina din Grădiște. Oricum, vă mulțumesc pentru că ați invitat pe Oana la deasă la emisiune. Oricând, cu drag! Mulțumim! Și mai mă așteptăm pe la noi când puteți să veniți. Mulțumim tare mult! Și doresc apătenilor mult succes și le mulțumesc că au venit alături cu Oana. Oana i-au invitat și au venit, au răspuns prompt la invitație. Mulțumim tare mult pentru telefon, să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă trăiască fiicele și ginerii. Felicitări pentru ceea ce faceți. Familia Stana are o frumoasă pensiune undeva în Gai, nu pot să-i spun numele că nu-i voie, dar oricine merge acolo este bine primit și o să revină cu siguranță. Oana, ești o interpretă deosebită, ai calități vocale foarte, foarte bune. Te felicit pentru acest lucru și am înțeles că vrei să mai faci câteva dedicații înainte să ne cânti. Da, am o dedicație din partea ansamblului Apăteana din Apateu. Urează dansatorilor Dănil Alexandru, care pe 28 februarie... Își serbează ziua, scuzați că am emoții, și Vale Ramon, care împlinește pe 2 martie o frumoasă vârstă. Și mai am o dedicație pentru fetița viitorilor mei nași, Ana Melisa Gherghe, care se uită și cu siguranță dansează în fața televizorului, că cum facea de obicei, și dedic toate cântecele. Da, mulțumim tare mult, te rugăm să te pregătești pentru cele două piese. O să mai citesc câteva mesaje. Un călduros la mulți ani pentru un om special din viața noastră, unchiul Fânață, Cosma din Sebiș, din partea nepoților Manu, Evelina, Mogdi și Ionică. Să ne trăiești mulți ani cu sănătate! Bună ziua, toate melodiile invitatelor dumneavoastră să fie pentru Aron Micula din Arad. Vă mulțumesc!
Bună ziua, am dorit să dedicăm întreaga emisiune de astăzi familiei Giurgiu Traian din Ineu. Vă mulțumim, familia Lungu din Ineu. Din partea noastră tuturor multă sănătate și bucurii și un dar muzical cu Oana Florina Stana. Drag mi-o fost baghe de
nu mai mânză Lili. Hai le 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 le. Am un post pe Moșăvine. Hai le 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 le. Nu mai dau doi bani pe tine. Hop și iarăși. Mulțumim frumos, Oana. O să rog dansatorii să se pregătească pentru că urmează un alt moment al lor. O să mai citesc câteva mesaje. Bună ziua, mă numesc Jurcoane Denisa. Sunt din satul Pârnești, comuna Săvârșin. Și aș dori o dedicație pentru bunicii mei Mărioara și Valer. Și de nume și pentru părinții mei cu ocazia Sfântului Valentin. Le spun un sincer și călduros la mulți ani și multă sănătate, împliniri și tot ce își doresc să se împlinească. Denisa, mulțumim tare mult pentru mesaj, nu știu de unde l-ai trimis. Dacă știu că la Pârnești acolo nu prea este semnal pe telefon, numai în anumite locuri, îi salut pe bunicii și pe părinții tăi, le spun și eu la mulți ani și multă sănătate și ție mult noroc în viață. O să preluăm și un apel telefonic, după care o să urmărim un dans cu ansamblu Apăteana din Apateu. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Bine v-am regăsit! Ne bucurăm că ați reușit! În sfârșit! No. Domnul Ion, așa o bucurie m-ați făcut! Ne bucurăm! Pentru cine m-ați adus pe un platou! Îmi place amândouă cum cântă, sunt cam obosită un pic. Numai mereu aș, trageți-vă sufletul! Am vrut să fac câteva dedicații, dar înainte de aia le urez la amândouă multă sănătate și să ne încânte tot așa ca și până acum. Și la Oana îi doresc casă de piatră. Mulțumesc frumos. Și multă sănătate la amândouă. Îmi place amândouă cum cântă, că le văd pe Hora TV. Tot mereu. Îmi place muzica populară. Vă dați seama cine e, domnul Ion? Sincer, nu, dar dacă mă aduceți dumneavoastră aminte... Mai o dată v-am prins pe dumneavoastră. Dacă numai încă o dată, atunci nu m-au rămas... Doamna Oraru din Grădiște. Mă bucur tare mult să vă aud. Treceți la dedicație ca să putem să vedem și copiii dansând. Da, îmi place cum cântă din Apateu, frumos. Aș dori să fac câteva dedicații pentru toți colegii de cânte care sună duminică de duminică. Le doresc multă sănătate și toate cele bune la toți, că sunt foarte mulți și mai bun. Atunci, pentru data de mâine, 15 februarie, prietenul una din nepoatele mele, Sorin îl cheamă, împlinește o frumoasă vârstă de 24 de ani. Din partea mea și a familiei mele îi doresc multă sănătate, multă fericire și casă de piatră, pe când or fi la oaltă. Mulțumim tare mult! La mulți ani. Mulțumim pentru telefon, ne bucurăm că ați reușit să... Data de 18 mai am câteva, vă rog. Numai vă rog mai repede că trece emisiunea și nu mai putem să vedem tot ce am pregătit. Data de 18, un bun prieten din Vlaicu, pe nume Mihai, împlinește o vârstă de 67 de ani. Îi doresc la mulți ani multă sănătate. Pe data de 22... strănepoțelul soțul meu din Tipar, din colonie, împlinește 4 anișori, îi dorim sănătate și la mulți ani. Și pentru dumneavoastră, încă o dată, multă sănătate și să ne auzăm cu bine. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim tare mult! O duminică plăcută în continuare și tot ce e mai bun pe lume. Din partea noastră, un dar coregrafic cu ansamblu Apăteana din Apateu. Să-i urmărim! Thank you.
Bravo! Bravo, felicitări, dragii mei! Ați fost foarte frumoși! Bună ziua, sunt Robin din Hășmaș. Vreau să dedic o melodie tatălui meu, Petrică, din Spania. La mulți ani, azi săptămâna, am fost invitați la dumneavoastră în emisiune, Codrenii Hășmașului. Dragii mei, mă bucur tare mult! Cu ocazia zilei Sfântului Valentin, dedic această emisiune scumpei mele soții, Tamaș Dorina, din partea soțului Tamaș Ion. Nu cred că Tamaș Ion a scris mesajul, da? Dacă vine din suflet, e clar. Cu mesajul, te iubesc și te voi iubi mereu. Sunt convins de asta, sunteți o familie minunată, asta fără glumă. Să vă dea Dumnezeu sănătate și vouă și copiilor voștri, tuturor celor care vă apreciază și tot binele din lume. O rog pe Simona să se pregătească pentru următoarele piese. Între timp o să mai preluăm un scurt apel telefonic. Alo, bună ziua! Ziua bună, Bagioane, la bună vigere dumitale și... Imi de la Reșița, te salut, la mulți ani să-ți dea Dumnezeu și sănătate și numai bucurii! Vă foarte mulțumesc, chiar că acum am dat și eu drumul pe o chestie, că am mai fost plecat prin turnee, așa cu ziul și alte cele de născări. Și așa mai departe. La mulți ani celor care serbează ziua numelui de Valentin, Valentina și așa, mai departe, multă iubire și iubiți să viți mult. Dar las cu venia și Dragobece, Țucăfece, Bagioane, vorba aceea. Mai un pic. Ai, ai. La toți invitații, Doamne ajută, bine că au venit în Soba Mare la vestului de țară de la Arad. Tuturor colegilor care fără dâși nu ne putem auzi, vedea și așa mai departe, la toți dansatorii dumneavoastră, familie și celor dragi pe care iubiți dumneavoastră în zonă. Salut și prietenii noștri de cântec pe tanti Cati, pe Cati tanti Herlog, Elena Drăgoi, Cati Herlog, Rodica Bodran, doamna Luci Cojocaru, Maria Cosma, Victor Gruia, Lenuța Tudor și toți prietenii noștri care ne urmăresc emisiuni de emisiuni. Eu vă doresc multă, multă sănătate, fericire și să ne auzim mai bine întotdeauna la toate emisiunile. Cu toată dragostea și pe Claudița Deac și pe Ioana Luguzan, o salut și pe Lili Cosma. Vă mulțumesc tare mult, dorindu-vă multă sănătate, fericire și iubire în continuare. Doamne ajută să ne auzim cu bine. Mulțumim tare mult, Imi, încă o dată la mulți ani și tot ce mai bun pe lume, iar din partea noastră un dar muzical, trei frumoase piese interpretate de Simona Brișcan.
inima nu mă înșală. Știu că te iubesc, te-am iubit de prima oară. Ce frumos e când iubești, parcă zbori, parcă plutești, zilele spline de soare. Ce frumos e când ai cui, în orice clipă să-i spui, ești iubirea mea cea mare. Ce frumos e când iubești, parcă zbori, parcă plutești, zilele spline de soare. Ce frumos e când ai cui, în orice clipă să-i spui, ești iubirea mea cea mare.
Am revenit în direct, dragii noștri telespectatori, alături de invitații de astăzi. O să mă citesc un mesaj. Dedic întreaga emisiune pentru toți nepoții mei, Denis, Alexandru, Dacian, Andrei și Damian, din partea mătușii din Șimand. Dragii noștri, o să o rog acum pe Oana să se pregătească pentru următoarele piese. Dacă mai vrei să spui o dedicație, da, te ascultăm. Sunt dedicațiile care le-am primit. Dansatorul Cosmin Bondor din Apateu iurează nepoatei Andra Ioana, un călduros la mulți ani, care în data de 4 martie va împlini o frumoasă vârstă de 3 anișori. Este nepoata colegului nostru Aurel Ungur. Cosmine, la iubită nimic? Nu? Încă nu. Bine. Și mai încă o dedicație din partea fraților Mariana, Lenuța, Petrișor și Flore. Îi urează fratelui Nelu din Spania, care pe 24 februarie împlinește o frumoasă vârstă și urează la mulți ani. Să trăiască cu toții. Te rog să te pregătești pentru piesele care urmează să ne le interpretezi. O să mai citesc o dedicație. Vreau să dedic toate melodiile pentru soțul meu, Mihai, și îi doresc multă sănătate. Te pup, Simona Anca Apăvăloaie din Șimand. Din partea noastră, pentru toți cei care ne urmăresc la această oră, două minunate piese interpretate de Oana Florina Stana. Doamne, mult noroc în tot, te-am purtat la hora sat, toți feciorii m-au jucat. Te-am purtat la hora sat, toți feciorii m-au jucat. Hai, Lili, Lili, hai, Lili, Lili, hai, Lili, Lili, hai, Lili, Lili. Duminica la frigerie, zgătuța la cât îmi ședi. Zgarda meșe cu ochii, bolunză ta feciorii, polile și cu cârpa, eu ne-am nata mă juca. Polile și cu cârpa, eu ne-am nata.
Și în ciuda fetelor, așa-mi fost și așa o fi, cât pe lume o-i trăi. Așa-mi fost și așa rămâne, niciuna n-a fi ca mine. Hai, li, 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 hai, li, 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 hai, li, 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 hai, li, 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 li. Zgătuța mea cu cinci cozi, domnii mult noroc în post, te-am purtat la horă zată, s-ti piciorii m-au jucat. O veni badea tău din cătănie, e aici alături de tine, o să fie aici și la nuntă și după aia iar se duce, iar vine, nu? Cum e? Că nu. Cine nu știe, soțul lui ei a fost dedicată această piesă, nu? Spune tu mai multe. Da, pentru Mihai a fost dedicată piesa asta și vreau să-i mulțumesc Simonei pentru că Zgărduța cu cinci colți, piesa dinainte, a fost compusă de ea. Mi-a spus. Scrisă de ea. Da, felicitări, Oana, pentru ceea ce faci. Foarte frumoase piesele tale și interpretarea pe măsură. Simona, te rog să te pregătești pentru următoarea ta intervenție. Între timp o să mai citesc un mesaj. Mulțumesc soțului meu pentru cadoul de ziua îndrăgostiților. Te iubesc mult, Anca din Șimand, și o pupă pe Simona. Mi-a mărturisit Simona că este o prietenă de-a sa din Șimand. Pentru tine, Anca, pentru soțul tău și pentru toți șumândanii și pentru toți cei care ne urmăresc, două minunate piese interpretate de Simona Brișcan. Mai ții minte primele noi.
cuvinte și primul nostru sărut, că eu nu pot să le uit. Ții minte primele noastre cuvinte și primul nostru sărut, că eu nu pot să le uit. Dacă tu mi-ai dat iubirea înapoi, de ce mi-o iei? De ce nu mai ai curajul să privești în ochii mei? Unde-s nopțile frumoase și vorbele de iubire? De ce lași totul în urmă? De ce pleci de lângă mine? Dacă tu mi-ai dat iubirea înapoi, de ce mi-o iei? De ce nu mai ai curajul să privești în ochii mei? Unde-s nopțile frumoase și vorbele de iubire? De ce lași totul în urmă? De ce pleci de lângă mine? Îmi știi oricare gând
decât așa cum sunt. Tu știi cât pot iubi, cât pot iubi de mult. Și altfel nu pot fi decât așa cum sunt. Doar pe tine eu te pot iubi și te aștept serile ca să vii, să îmi spui vorbe dulci și de dor și în brațele tale să dorm. Doar pe tine te pot întreba ce se întâmplă cu inima mea, că numai tu știi mereu dragostea ce e în sufletul meu. Am revenit în direct, dragii noștri telespectatori, alături de invitații de astăzi. O să mai citesc un mesaj. La mulți ani cumnatului Ghiță Spiru din Apateu, care pe 24 februarie împlinește 40 de ani. Îi spunem la mulți ani cu sănătate și tot ce mai bun pe lume, 40 de ani, vârsta maturității la bărbați, cred că și la femei, nu știu. Să-i dea Dumnezeu sănătate, bucurii, împliniri și tot ce mai bun pe lume. E cumnatul și al lui Radu Botaș și din partea lui, la mulți ani și tot ce mai bun pe lume. Din partea noastră, un dar muzical cu Oana Florina Stana, dar mai întâi vrea să mai facă și ea câteva mai dedicații. Mai am câteva dedicații unor persoane dragi. Familia Vale din Apateu, Corina și Florea și fetelor Alexia și Antonia, care Antonia împlinește o frumoasă vârstă, familiei Șterb din Apateu, Aurel și Camelia, și lui Ianis, cel micuț, și viitoarea fetiță ce va urma să vină pe lume, și familiei Hac, Doina și Toni, și tuturor care mă îndrăgesc, că sunt foarte mulți. Așa este. Te rugăm, Oana, să te pregătești pentru următoarele tale piese. Între timp mai citim un mesaj. Ba, l-am citit, a fost trimis de două ori, tot pentru Ghiță Spiru. Din partea noastră, așa cum spuneam, dragii noștri, două, trei piese frumoase interpretate de Oana Florina Stana. Să fiu cu suflet curat, să fiu cu suflet curat, la 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 la.
suflet curat, să fiu cu suflet curat. La 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 la. Hai să fiu om cu suflet bun, să nu las pe nimeni drum, să nu las pe nimeni drum. La 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 la. Hai să fiu om cu suflet bun, să nu las pe nimeni drum, să nu las pe nimeni drum. La 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 la. La 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 la. Hai să se ducă ca onor la casa părinților, că dă-i mie tare dor. La 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 la. Fă, Doamne, ce știi cu mine, dată-le la părinți bine, dată-le la părinți bine. La 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 la. Fă, Doamne, ce știi cu mine, dată-le la părinți bine, dată-le la părinți bine. La 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 la. Hai, dă-le bucurie în casă și fă-le viața frumoasă, și fă-le viața frumoasă. La 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 la. Hai, dă-le bucurie în casă și fă-le viața frumoasă, și fă-le viața frumoasă. La 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 la. Fă, Doamne, ce știi cu mine, hai bani hop, când face pălinci buni, hai bani hop, Dumnezeu Sfântul șelței.
joc, joc cu papagale, așa marcez biletele, cum ia să colbu din ele, hop, hop, și iară, hop, ei, hai, mai mic, hai. Joc cu danțul ce mai stai, joc cu danțul pe picior, cum să joacă cu picor, hop, hop, și iară, porni fiecior în joc, dă-n poiale, ia să foc, hop! Ei, hop, și iar hop, s-or porni fiecior în joc, dă-n poiale, ia să foc, hop! Nu, mami, hai stă și bea, că i s-o cam rup cizma și n-are cu ce juca, hop! Nu, mami, hai stă și bea, că i s-o cam rup cizma și n-are cu ce juca, hop! Hop, și iar hop, cum să rupă cizma ta! Mulțumim frumos, Oana. Din păcate ne apropiem de finalul acestei emisiuni, așadar o să mai citesc două sau trei mesaje, ultimile pentru ziua de astăzi. Sunt Maria din Pâncota și transmit soțului meu din partea mea a copiilor Vasile, Ciprian, Marian, Mihaela, Mariana și Marius și a soacrei Florica multă sănătate, tot ce își dorește cu ocazia zilei de naștere din data de 18 februarie. La mulți ani! Din partea prietenei Teodora și a celui mai bun prieten rus, îi urăm un sincer și călduros la mulți ani prietenului și fratelui nostru Cristi, care pe data de 12 februarie a împlinit frumoasa vârstă de 20 de ani. Ăsta nu-i Cristi ăla din Cristi? Bă, Cristi, nu, nu e ăla, nu? Nu, ok. M-am liniștit atunci. Simona, abia aștept să ne vedem, te pupăm, Anca și Mihai. Vă pup și eu, Anca, și mie mi-e dor de voi. Dedic toate melodiile din această seară pentru nepoțelul meu, Alexandru, care își servează luna asta, ziua de naștere. Te iubim mult, mătușa din Cimand, Anca și unchiul Mihai. Dragii noștri, așa cum spuneam, ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi, așa că o să dau posibilitatea interpretelor invitate în emisiunea de astăzi să transmită un ultim cuvânt de salut telespectatorilor noștri. Simona? Sperăm că am fost pe placul tuturor celor care au urmărit emisiunea de azi și totodată sperăm că vor dori să ne mai revadă în emisiunea dumneavoastră, iar noi le promitem că vom veni cu melodii noi, cu un repertoriu nou,
Am observat că aveți foarte mulți sărbătoriți astăzi și că au fost mulți sărbătoriți în această perioadă. De aceea am lăsat pentru final melodia cu La mulți ani, pe care vreau să o dedic tuturor celor care au sărbătoriți în familie sau sunt sărbătoriți. Și în special aș vrea să fac această dedicație cu piesa de La mulți ani pentru o domnișoară care a fost astăzi aici dansatoare în platou, care de curând a împlinit 18 ani. Ea se numește Emanuela Seica. Îi dorim să aibă parte numai de bucurii, numai de împliniri, să fie fericită și iubită. Oana? Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație și că am avut ocazia să fiu astăzi într-o zi frumoasă la dumneavoastră la emisiune, la Hora Mare. Vreau să mulțumesc dansatorilor Apăteana din Apateu, care au fost alături de noi, Simonei, și tuturor care ne-au primit în casele lor. Sper că le-am plăcut. Sunt convins de acest lucru. Te rugăm, Oana, să te pregătești pentru ultima ta Simona, să te pregătești pentru ultima intervenție din emisiunea de astăzi. Aș vrea și eu să mulțumesc telespectatorilor noștri pentru că au fost alături de noi, preț de 3 ore încheiate în curând, dansatorilor din ansamblu Apăteana din Apateu, instructorului Radu Botaș, și nu mai putem să mai vorbim, îmi pare rău, am depășit deja, cred că, timpul de emisie. O să încheiem emisiunea cu cele două piese ale Simonei Brișcan, urându-vă, dragi telespectatori, multă sănătate, să vă dea Dumnezeu o săptămână frumoasă și să vină primăvara cât de curând, că o așteptăm. Sănătate bună în încheierea emisiunii, Simona Brișcan. Viața pentru mine.